Doamnelor și domnilor, ne mai despart câteva zile până la marea sărbătoare a poporului român, respectiv 1 decembrie, când la Alba Iulia în 1918 s-a strigat de către participanți: noi vrem să ne unim cu țara. Vă prezentăm în mica intervenție locul și rolul caransebeșenilor pentru Marea Unire. Ideea de unitate națională a fost de mult timp încolțită în sufletul caransebeșenilor. Iată, Constantin Diaconovici Loga, în una din cărțile sale, avea să scrie: aceste cărți s-au purtat prin Ardeal, prin țara românească și prin Moldova. Apoi cu deplină îndestulare le-au primit că eu lucru pentru luminarea tuturor românilor de oriunde se afla sub soare. Acest lucru l-a spus Constantin Diaconovici Loga în cartea Epistolarul Românesc, tipărit la Buda în 1840. Tânărul sublocotenent Drăgălina, Ion Drăgălina, viitorul general, avea să scrie în carnetul său de însemnări, iată, acesta este sublocotenentul Drăgălina, avea să scrie în caietul său de însemnări zilnice: în 27 martie 1882, următorul citat: plin de mândrie, cu speranța în piept că va veni momentul unde românii vor putea arăta lumii că sunt adevărații fii al lui Traian, deci originea latină a poporului român, că în vinele lor curge sângele lui Mihai. Era vorba de Mihai Viteazu, care în 1600 a intrat triumfal în Alba Iulia, unind principatele române. Sigur, în Caransebeș avem de-a face cu o intelectualitate pregătită, menită și dăruită în totalitate să lămurească masele populare pentru unitatea națională. Iată, aș porni să vă prezint episcopul Popea, episcopul Miron Cristea, arhiereul Filaret Musta, protopopul Ghidiu, profesor universitar Dumitru Dimitrie Cioloca, profesorul Petru Barbu, George Neamțu, Dimitrie Zgaverdia, Iuliu Vuia, Gheorghe Noaghea. La Noaghea m-aș opri puțin și v-aș prezenta, pentru că în momentul când s-a realizat unirea și liceul, actualul liceu Traian Doda, s-a transformat în liceu românesc, Gheorghe Noaghea a fost profesor, primul profesor de limbă română în acest liceu. Ioachim Jumanca, Isaac Rădulescu, Călțun, Dimitrie Călțun și alții și alții, iată aici Popazu, primul medic al lui Eminescu la Viena. Sigur, un rol deosebit de important l-au jucat societățile culturale românești din Caransebeș. Aș aminti de pildă Casina Română, societățile de lectură a preoților, a elevilor, a Casinii, și acolo era o societate de lectură. Dar rolul principal în mobilizarea maselor l-a avut societatea de lectură și societatea de muzică, Reuniunea Română de Cântări și Muzică din Caransebeș. Iată aici avem o fotografie a corului de bărbătesc al acestei societăți, aici mărită. Aici avem statutul societății,
Și aș dori să vă scot în evidență un lucru deosebit de important. Scopul societății. Scopul societății este cultivarea cântării și muzicii. Trebuie să scoatem în evidență că în repertorul societății aceasta corale, melodiile cântate erau patriotice sau prelucrări de folclor. Bineînțeles că aveau și în repertoriul lor avea și muzică clasică, muzică simfonică, care era prelucrată pentru cor. Dar ce e interesant, în această perioadă au loc o serie întreagă de schimbări, de vizite reciproce. Caransebeșenii pleacă la Turnul Severin. Turnul Severin, societatea Doina vine la Caransebeș. Societatea Armonia din Craiova vine la Caransebeș. Vedeți, dumneavoastră, prin cântec s-a menținut mereu trează ideea de unitate națională. Iată aici o fotografie cu corul din Caransebeș, la Turnul Severin, în anul 1902. Aceeași fotografie mărită. Aici este programul care, după care s-a desfășurat întreaga activitate, iar aici sunt câteva decupaje din ziarul Foaia de Cezană despre vizita severinenilor la Caransebeș. Aici din drapelul de la Lugoj, aceeași problemă, și dacă ne uităm la conținutul articolelor, sunt atât de înălțătoare încât la un moment dat spune că unirea se obișnuia, intrase deja în tradiție, ca la finalul concertului, ori la Severin, ori la Caransebeș, să se urce pe scenă amândouă corurile, respectiv corul Doina de la Turnul Severin și Reuniunea Română de Cântări și Muzică de la Caransebeș, și să cânte unite pe al nostru steag scris unire. Sala se ridica, era electrizată, zice: cântecul vostru a fost ca o ploaie de primăvară. Ce poate să fie mai frumos decât să spui că această activitate este să o asemeni cu o ploaie de primăvară care este atât de necesară recoltelor respective. Între Patriciu Drăgălina, directorul Institutului Teologic și Pedagogic din Caransebeș, președintele Comunității de Avere, și maiorul Ion Drăgălina, vărul acestuia, exista o serie întreagă de schimburi de scrisori. Printre altele, Patriciu Drăgălina îi scrie o scrisoare lui maiorul Drăgălina, iată, acesta este Patriciu Drăgălina, profesorul Patriciu Drăgălina, și aici este maiorul Ion Drăgălina, viitorul general. Și scrie, printre altele, zice: peste câteva zile vine corul Doina din Turnul Severin. Ne străduim să-i facem o primire pe măsură. Nu știu dacă vom fi în aceeași înălțime care ne-au primit ei pe noi. Iată, aici este scrisoarea originală a profesorului Patriciu Drăgălina, care în 1902, în 25 aprilie, îi scrie lui general. Și aici apare ideea de pregătire. Iată, aici am făcut un extras mai mare, mai mărit, despre aceste întâlniri și despre, așa cum vă spuneam mai înainte, iată ce scrie în ziarul Foaia de Cezană. S-a dat din nou prilej ca Doina românească să se înfrățească, iar la această înfrățire să se oțelească și mai mult sentimentele românilor din aceste părți. Cânticul Doinei lor și a noastre a fost ca o ploaie de primăvară binefăcătoare, căci importanța o înțeleg toți voitorii de bine ai neamului românesc.
Vedeți ce cuvinte mărețe, ce cuvinte convingătoare care scot în evidență ideea de unitate. Dacă s-au unit vocile, nu s-au unit întâmplător. Unirea vocilor, celor două coruri, scotea în evidență nevoia de unitate națională. Pentru că întotdeauna cântecele erau de înflăcărare. Pe al nostru steag este scris unire. După aceea, tricolorul, deșteaptă-te române și alte și alte cântece care mobilizau întreaga suflare românească. Iată, aici avem fotografia pomului verde. Aici l-avem pe Ghiță Bona, care la pomul verde se ridică și cântă dorul străinatului. Se urcă pe masă și cântă dorul străinatului. Bineînțeles, acest cântec a fost interzis. Și la un moment dat, întreaga suflare existentă, prezentă în pomul verde, începe să cânte, să-l acompanieze pe Ghiță Bona. Sigur, ideea respectivă sau activitatea respectivă are un răspuns imediat foarte negativ. Iată, Ghiță Bona și ceilalți sunt dați în judecată și condamnați. Iată, aici avem dorul înstrăinatului, melodia, adică cuvintele. În o altă activitate deosebit de fructuoasă care s-a desfășurat în Caransebeș a fost celebra adunare, peste 4.000 de oameni prezenți în curtea Institutului Teologic și Pedagogic împotriva legii învățământului emisă de Aponi, Albert Aponi. Iată, aici este convocatorul acestei adunări. Aici este o fotografie cu prezența în curtea seminarului, al Institutului Teologic. Institutul Teologic era exact unde este astăzi molul. Ea s-a demolat, păcat că s-a demolat, pentru că era o clădire istorică. Sufletul acestei adunări populare a fost tânărul doctor în teologie, Dimitrie Cioloca. Iată, aici avem cuvântarea pe care a ținut-o Dimitrie Cioloca în fața acestei mulțimi. În Caransebeș, în perioada premergătoare Mare Uniri, au o serie întreagă de evenimente deosebit de importante. Iată, în anul 1913, în Caransebeș a avut loc reuniunea învățătorilor, concertul societății Armonia din Craiova, reuniunea română de cântări și muzică a prezentat la șezătoare a lui Tiberiu Brădicianu, adunarea generală a fondului pentru teatru român, după aceea spectacolele date de către trupa Antonescu de la București, care a prezentat în timp de vreo 3 zile O noapte furtunoasă de Caragiale, Năpasta de Caragiale, Legea iertării, Poama crudă. Și, bineînțeles, a avut loc și un meci de fotbal între clubul sportiv din Caransebeș și studenții români din Budapesta, scorul fiind 6-1 pentru studenții de la Budapesta. Vedeți dumneavoastră, apar o serie întreagă de activități pe toate domeniile care demonstrează că sigur că studenții de societății Petru Maior din Budapesta, ei au venit cu ideile acestea de unitate națională. Iată, de pildă, aceasta este programa în original, programa corului Armonia din Craiova. Dar ce este interesant? Este interesant că în momentul când a venit la gara, a ajuns trenul la gară, Societatea Română de Cântări și Muzică din Caransebeș a întâmpinat Societatea Armonia din Craiova cu cântecul Pe al nostru steag e scris unire.
Vedeți dumneavoastră, sunt niște activități cutremurătoare. Nu-ți vine să crezi că a putut să fie mobilizată suflarea caransebeșană. Și în momentul când au plecat, doamnele, zice, au fost urcate în trăsuri, iar bărbații și cu toată suflarea caransebeșană au plecat pe jos. Toată strada Nicolae Bălcescu, pe atunci îi spunea strada Timișorii sau strada Lugojului, casele au fost pavazate cu covare și nu de puține ori s-aruncau flori în fața acestor oameni. Vă spuneam că a venit trupa Antonescu. Iată, aceasta este trupa Antonescu, trupa de teatru Antonescu. Și ce frumos să scrie în o carte, pentru că această trupă nu s-a oprit numai la Caransebeș, a circulat în întreg Banatul și Ardealul. Și Leonard Paucherov a scris o carte că era impresarul trupei. Și iată, aici scrie el frumos, când joci teatru românesc în țară ungurească. În momentul în care ne oprim pe paginile scrise pentru caransebeșeni, iarăși suntem prinși de un fior. Zice că după fiecare spectacol la Pomul Verde, zice, era o masă comună în care cântau țăranii, declamau învățătorii, sigur că toate cântecele erau legate de ideea de unitate națională a poporului român. Iată ce curent puternic era în Caransebeș în această perioadă. Iată, acesta este un grefier de la tribunal, Aurel Goian Poienaru. Îi spunea din Poienaru că era din Poiana. El scrie o poezie, vă citesc numai sfârșitul respectiv. Hai să strigăm sus și tare azi în vremuri de nevoi. Trăiască România mare, trăiască bravii ei eroi. Această poezie a scris-o în 1914 și sigur că și el a suferit rigolele regii a guvernului de la Budapesta. Iată că se știa că vom primi sau vor primi pedepse. Ei niciodată n-au renunțat la ideea de unitate națională. Tot în 1914, respectiv acum 100 de ani, în Caransebeș s-a dat reprezentarea operetei Crai Nou al lui Ciprian Porumbescu. Aș scoate în evidență o treabă deosebită. Sfătuindu-mă cu domnul Ion Cojocaru, doctor în istorie și în același timp directorul Casei de Cultură, la 1 decembrie vor veni două soliste de talie națională și europeană, opera din București și opereta din Constanța, și vor da un concert cu arii din opereta Crai Nou. Pe de o parte, să se scoată în evidență că în Caransebeș, acum 100 de ani s-a reprezentat opereta Crai Nou și în același timp, dacă scoatem în evidență că în tradiția populară, ideea de Crai Nou sau tălmăcirea Craiului Nou este vorba de o înnoire, de o schimbare. Nu întâmplător Crai Nou s-a reprezentat în aprilie 1914. Iată aici am extras din foaia de cezană cu părerile jurnalistului respectiv despre reprezentarea operetei Crai Nou în Caransebeș. Ceea ce i-a fost iarăși foarte dureros, războiul fiind început în 1914, Imperiul avea nevoie de armament și fapt care determină curtea de la Viena și curtea de la Budapesta, guvernul de la Budapesta, să dispună să se ia clopotele bisericilor din întreaga Transilvanie și Banat. Aici este descrierea de către preotul respectiv din Caransebeș, luarea clopotelor din Catedrala Sfântul Gheorghe.
Și sigur că, iarăși un moment emoționant, suflarea românească prezentă, în momentul când scripetele coborau, clopotele, caransebeșenii din proprie inițiativă cântau melodii bisericești care scoteau în evidență durerea românilor că li se iau clopotele de la biserică. Și mai mult decât atât, zice că au, ca pe doi miri au împodobit clopotele luate cu cununi de flori. Și întreaga suflare prezentă la coborârea clopotelor, în momentul când s-au pus pe platformă și s-au dus la gară, caransebeșenii prezenți au însoțit până când clopotele au plecat cu trenul respectiv. Sigur, mâinile și batistele fluturau, iar pe obrajii caransebeșenilor curgeau și roaie de lacrimi. Sunt momente deosebit de dureroase pentru istoria Caransebeșului din această perioadă. Sigur, elevii de la gimnaziu, elevii români de la gimnaziu, au aici colectivul de redacție al ziarului Visuri. El nu se mai păstrează, acest ziar nu se păstrează. De ce nu se păstrează? Pentru că acest colectiv de redacție se ducea sus în corcana și scriau de mână ziarul și îl împrăștiau la cetățeni. Și din această cauză, bine, tirajul era foarte mic, pentru că fiecare din ei, dacă scria 2 sau 3 exemplare și le împrășteau în orașul Caransebeș, fiind scrise de mână, sigur, ele nu au avut o formă de depozitare. Iată aici deja începe oficializarea. Se formează în Caransebeș Consiliul Național, care aderă la Consiliul Național Român. Și iată, aici apare deja un manifest Frați Români, în care se scoate în evidență că are loc întâlnirea, adunarea generală din sala mare a primăriei, pe care domnul primar, actualul nostru primar, Ion Marcel Vela, pe bună dreptate a numit-o Aula 1 decembrie 1918. Oamenii de bază a acestei adunări a fost Ștefan Jianu, consilier eparhial, și rolul principal l-a avut doctor Cornel Corneanu. Iată, aici avem lista cu Consiliul Național Român din Caransebeș. Aici avem o listă a membrilor gărzii naționale. Se formează o gardă națională din populația caransebeșană în armată, adică purta arme, și care circula în Caransebeș și veghea la liniștea respectivă. Și ca să fie deosebiți, iată, aici este banderola care scrie Garda Națională din Caransebeș, care o purtau. Fericirea face ca una din acestea să se păstreze până în zilele noastre. Și ei au avut un rol deosebit de important. Iată, aici avem jurământul membrilor Gărzii Naționale. Și ce frumos spune: eu, Popescu, sau cum l-a chemat, jur a tot puternicului Dumnezeu că întru toate voi fi în credință și supunere Consiliului Național Român din Ungaria și Transilvania. Conștiu, adică sunt conștient de datorințele mele ce mi le impun vremurile de astăzi. Jur că în toate manifestările vieții mele voi fi credincios Națiunii Unite Române. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Iată, acesta este jurământul celor care făceau parte din Garda Națională. Sigur, în 14 noiembrie, respectiv 12 octombrie după stilul nou, în Caransebeș, în sala mare a primăriei,
s-a citit această rezoluție întocmită și citită de Cornel Corneanu. Sigur că manifestarea a fost enorm de mare. Sus, în balcon, erau elevii de la Institutul Teologic și Pedagogic. În sală se găseau câteva iscoade care nu vroiau să apară ideea de unitate națională. Și sigur că acești studenți de la Institutul Teologic și Pedagogic au strigat în cor: noi vrem să ne unim cu țara. De altfel, în această perioadă, în Caransebeș, să știți că nu se mai salutau oamenii cu bună ziua, ci se salutau spunând reciproc: trăiască România Mare. Deci ideea de unitate națională a fost deja pătrunsă ca o necesitate stringentă în sufletele caransebeșenilor. Sigur, tot la sus, acolo, în sala primăriei, se alege delegația care a luat parte cu drept de vot la Marea Adunare de la Alba Iulia. Și aș vrea să scot în evidență că în momentul în care sus se hotăra delegația, Consiliul Național Caransebeșan, Garda Națională, jos aproape întregul oraș, sigur că era destul de mic Caransebeșul, ca populație, întreaga suflare în frunte cu Reuniunea Română de Cântări și Muzică, intonau numai cântece patriotice legate de unire. Sigur, s-a scris această carte, Activitatea Consiliului Național Român din Caransebeș. Iată aici, sigur, era normal ca Reuniunea Română de Cântări și Muzică să participe la Alba Iulia, și vreau să subliniez de altfel acest lucru, l-am mai spus și cu alte ocazii, că cea mai mare delegație care a participat la Alba Iulia din Banat a fost cea din Caransebeș. Iată aici cu mândrie membrii fondatori ai Reuniunii Române de Cântări și Muzică, cu steagul reuniunii, acești oameni au plecat la București, la Alba Iulia, în frunte cu steagul reuniunii. Iată aici se citește rezoluția prin care se adoptă unirea. Aici avem pe viitorul patriar, episcopul de Caransebeș, Miron Cristea. Aici avem rezoluția care a fost citită. Aici este delegația care pleacă la București pentru să înmâneze regelui Ferdinand proclamația unirii. Sigur, aici avem delegația respectivă și din delegație fac parte Miron Cristea, episcop ortodox de Caransebeș, Iuliu Hosu, doctor Iuliu Hosu, episcop greco-catolic al Gherlei, Alexandru Vaida Voivod și Vasile Goldiș. Vasile Goldiș, să știți că a fost de foarte multe ori la Caransebeș. O să prezentăm niște cuvântări cu altă ocazie. Și secretarii acestei delegații a fost dr. Mihail Popovici, Caius Bredicianu din Lugoj și dr. Cornel Corneanu din Caransebeș. Iată, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, din cei 8, 2 au fost caransebeșeni, respectiv episcopul de Caransebeș și dr. Cornel Corneanu, consilier eparhial. Era în obișnuința mea să mă duc la învățătorul Pavel Jumanca cel puțin de 3 ori pe săptămână. Într-una din zile îmi dă un caiet de însemnări a lui, iată, aici avem mai multe, și coperta Institutul Teologic Diocezan Ortodox Român. Mă uit acest caiet, carnet făcut de el și văd că coperta respectivă este formată dintr-un brevet prin care îl semnează președintele Consiliului de Miniștri și îi se acordă o decorație răsplata muncii pentru 25 de ani în serviciul statului. Și
Îi spun, domnul Jumanca, nu vreți să-mi dați mie copertele acestea? Și zice, nu ți-e frică să le păstrezi? Da, eu hotărât, foarte hotărât, zic, nu. Zice, vină mâine la mine. Când m-am dus mâine la domnia sa, regretatul meu prieten, îmi dă aceste, și bineînțeles că sunt mai multe și acasă, nu le-am adus pe toate, îmi dă aceste coperte și zice, mai am să-ți dau ceva. Zice, m-am urcat în pod și am scos de după o grindă harta aceasta, care n-aveam voie să o păstrez. Dar ți-o dau, dumneatale, pentru că ai spus că vrei să le păstrezi. Despre ce este vorba? Iată o hartă deja foarte deteriorată, dar ce scoate în evidență? Harta României Mari, provinciile Basarabia, Bucovina și Banatul, Ardealul, uniți sub tricolor în România Mare. Zice, așteptam să vină vremuri bune când poate lumea să o vadă. A decedat Pavel Jumanca și n-a avut acest prilej. În memoria lui Pavel Jumanca o prezentăm caransebeșenilor să știe că acești oameni ai intelectualitatea caransebeșană a păstrat în suflet ideea de unitate națională și în același timp a păstrat și aceste mărturii. Cu toate că Pavel Jumanca, ca să știe că a fost dus la canal, sărmanul om a pus-o după grindă și când a venit momentul, a înmânat-o aceluia pe care el a crezut de cuvință că o merită. Iată, am deosebită plăcere ca în memoria lui Pavel Jumanca să vă prezint această hartă a României Mari pe care el o păstra sus în pod după o grindă. Materialul prezentat face parte dintr-o expoziție amplă care va fi organizată și vernisată în joi 27 noiembrie la ora 13 la Cercul Militar din Caransebeș. Cei care pot să participe la acest vernisaj vor fi mândri că sunt caransebeșeni sau că trăiesc în orașul Caransebeș și în calitatea mea de organizator vă mulțumesc anticipat acelora care vor veni la vernisajul expoziției.